Mă simt ca în 2017-2018 când fac genul ăsta de videoclipuri, pentru că de prin 2020 s-o cam terminat treaba asta cu, hei, fac un clip de 2, 5, 10 minute în care să discutăm anumite aspecte ale canalului, dar trebuie să ne mai întoarcem și în timp uneori, că anumite vremuri au fost frumoase și astăzi vreau să discutăm despre viitorul canalului, canalul secundar de la care am luat o pauză destul de lungă și breasla haiducilor. Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. De început vreau să vă spun că voi segmenta acest videoclip în 3 părți, în cazul în care sunt persoane ce vor să audă doar despre un anumit subiect, nu sunt interesate de toate 3. Și voi începe prin a discuta despre viitorul canalului, ce mi-am propus pentru canalul acesta de astăzi înainte. Oricum, pe parcursul timpului am mai primit comentarii de genul nu mai postezi atât de des, nu mai postezi cum postai înainte, de ce nu postezi zilnic și așa mai departe. Ei bine, vreau să adresez chestia asta la modul nu mai îi 2017-2018. Cred că până prin 2021 era destul de acceptabilă treaba asta de dai start, stop, rec, ok? Pur și simplu ai dat start, te-ai jucat, ai făcut ce ai făcut în 20-30 de minute sau chiar dacă nu faci un progres mare, lipești anumite părți, ies 20-30 de minute, ăla e clipul cu niște muzică pe fundal, take it and leave. Dar în 2024 atât oamenii s-au schimbat, modul în care ei văd contentul, modul în care ei se uită la content și ceea ce vor să vadă, plus noi ca youtuberi am crescut, nu mai putem să dăm start, stop, rec și ce iese, iese. Asta a rămas doar o chestie la youtuberii foarte, foarte mari. Însă, sincer să fiu, nici mie nu mi-ar mai plăcea să fac videoclipuri de genul ăsta, cel puțin cu Minecraft. Cu alte jocuri, da, e interesant pentru că vezi progresul, vezi ceva diferit, dar în Minecraft îs foarte multe lucruri time consuming și nu poți să stai 20 de minute să adun lemn și să vorbești. Așa că videoclipurile ies mai rar pentru că vreau și trebuie să fie mult mai calitative. Așa că de asta mulți youtuberi care postează zilnic ori au un editor, ori fac doar un singur lucru. Băi, mă joc doar asta, ăsta e singurul canal și se pot focusa 100% pe un singur lucru. Și ca să vă spun exact ce vreau să fac începând de săptămâna viitoare, marțea va fi și un program de postat, să mă întorc puțin la origini. Marțea la 3:45, dar cred că 3:45 vor apărea challenge-uri. Challenge-uri sau map showcase, dar în mare parte challenge-uri, cum a fost și cel cu supraviețuirea în deșert. După care, joia va fi ziua de breasla haiducilor. Deci joi, câte un clip de breasla haiducilor săptămânal, tot așa la 3:45, iar sâmbăta la 12:15, ca să fie un pic mai matinal, pentru că totuși lumea e acasă sâmbăta, va apărea un videoclip cu 10, 25, 100 de zile în Minecraft. Ăsta e programul începând de săptămâna viitoare, marți și joi de la 3:15, sâmbăta la 12:15, iar duminica live de la 12 la 3, plus shorturi random, uneori probabil o să fie zilnic, luni, miercuri și vineri shorturi, plus duminică după live, dar vom trăi și vom vedea, nu știu dacă am atât de multe idei, însă vor veni și shorturi printre altele. Am ajuns la cel de-al doilea subiect, canalul secundar. După cum bine știți sau nu știți, depinde de fiecare, am un canal secundar unde postam diferite jocuri. Am terminat Slime Rancher 1, Palward am jucat destul de mult și voi juca în continuare pentru că s-au adăugat niște update-uri, Slime Rancher 2 vine și update, voi face o serie întreagă cu el și multe alte joculețe. Deci acolo voi încerca toate jocurile pe care vreau să le încerc și voi face serie chiar și cu jocuri populare. Vreau să mai dau o șansă Fortnite-ului după atâția ani. M-am lăsat în sezonul 6, cred, 6 sau 7, ceva de genul, și vreau să mă reîntorc puțin din când în când câte un videoclip chiar și cu Fortnite. Dar începând de astăzi vor apărea videoclipuri zilnice acolo. Planul ar fi de luni până vineri să apară la 3:45, pentru că pe canalul ăsta apar la 3:15, iar sâmbăta și duminica la 12:45. Dacă pe ăsta apar la 12:15, să apară la 12:45. Știu, planuri mari, dar consider că se poate.
Iar dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit și vreți să vedeți videoclipuri cu alte jocuri, găsiți canalul secundar în descriere. Vă invit să dați un subscribe și acolo. Doar dacă vreți să vă uitați, nu neapărat pentru că e canalul meu și hai să facem subscriber, pentru că nu ăsta este scopul acolo. Vreau să fie lumea cât mai activă. Și ajungem la cel de-al treilea subiect, breasla haiducilor. Văzusem câteva comentarii legate de subiectul ăsta și voiam să le adresez mai pe lung, nu ca și cum aș răspunde într-o propoziție sau două. Așa că voi începe cu cineva care a întrebat ce se întâmplă cu breasla haiducilor, că am văzut că iese lumea. Ei bine, dacă ne întoarcem un pic în timp, încă din sezonul 1, deja suntem la sezonul 5, da? Încă din sezonul 1 au fost oameni care au ieșit pe parcurs, pentru că breasla haiducilor nu e o serie care începe astăzi și se termină peste o săptămână sau o lună sau 3 luni, deja avem aproape 6 luni de când este sezonul ăsta. Și probabil observați și în viața voastră că ideile, părerile, timpul pe care îl aveți se schimbă săptămânal sau lunar. Poate în iunie ai timp să te joci și să filmezi 6 ore pe zi, dar se întâmplă lucruri, apar chestii, apar alte priorități și ajunge luna noiembrie în care tu nu mai ai timpul necesar și ajungi să poți filma o oră sau două pe zi sau, mă rog, înțelegeți ideea la care mă refer, se schimbă anumite aspecte ale vieții. Și atunci, chiar dacă tu intri într-un proiect cu anumite idei și anumite lucruri pe care vrei să le faci, în timp ele se schimbă. Și de asta Eddie, la început, da, pentru că el a ieșit din breaslă, a avut niște idei cu care a început. Și în câteva luni, ideile lui s-au schimbat, vrea să facă altceva și atunci a decis, măi, uite, eu vreau să fac altceva, doresc să mă retrag din proiect. Pe lângă asta este și factorul timp. Uite cum au spus Domino și Dani, măi, din păcate noi nu mai avem timpul necesar să-l investim în seria asta și atunci nu vrem să vă încurcăm pe voi, că domnule, că stăm și nu intrăm, nu filmăm, nu venim și atunci ca și cum noi ne-am bazat pe ei că vin să jucăm și că intră pe server și că facem lucruri interesante împreună, iar după să nu mai poată. Deci au decis să se ducă pe alt drum și lucrurile astea s-au întâmplat încă din sezonul 1, exact cum a zis, în fiecare sezon. Au fost persoane care pe parcurs au zis, măi, uite, la început am pornit cu o idee, dar pe parcurs life happens și ni se întâmplă tuturor. Ați văzut și voi că am avut chiar și eu perioade în care n-am postat câteva săptămâni breaslă, automat nici n-am intrat neapărat pe breaslă, la fel și Colpir, la fel și Puf, mai ales când au fost plecat în vacanțe și pe unde a mai fost el plecat, deci toată lumea are momente și momente, plus îs zile și zile, uneori chiar dacă ai timpul necesar, poate n-ai cheful necesar să intri și este de înțeles. Deci cam asta ar fi concluzia. Fiind o serie de lungă durată, automat se schimbă pe parcurs anumiți factori. Dar asta nu înseamnă că această serie se încheie. Am fost 14 la început în iunie, acum suntem 10 persoane și vom continua chiar dacă ajungem să fim 5-6 până în punctul în care ori nu mai avem noi chef deloc să ne jucăm și nici idei, ori nu se mai uită deloc oamenii și cred că lucrul ăsta nu se va întâmpla prea repede pentru că vreau să dau un mic spoiler, începând din decembrie avem o idee mega șmecheră. Sau cel puțin, nu știu cum o să o considere persoanele care se uită, dar mie personal și nouă ne place super mult ideea asta și abia așteptăm să o punem în practică. Vedem cum o să reușim să o punem în practică, cât de bine o să ne ținem de ea, pentru că e foarte greu să fii constant cu anumite lucruri, mai ales cum am zis, life happens, nu poți să fii tot timpul pe cât de constant ai vrea să fii și nu tot timpul lucrurile se întâmplă cum ți le-ai programat sau pregătit în capul tău se întâmplă. Deci, sunt o grămadă de variabile pe care uneori nu le poți controla. Dar revenind, o să fie ceva șmecher începând din decembrie. Până atunci, exact cum am spus, urmează lucruri pe canal, urmează lucruri pe canalul secundar și vă mulțumesc pentru toată atenția acordată, mulțumesc pentru toată activitatea de pe canal, ca să spunem așa, pentru toate like-urile, subscribe-urile, comentariile și că ați fost alături de mine și că sunteți în continuare alături de mine pe acest canal. Părătoare, aveți de voi toate cele bune, eu am fost Blushman, la revedere!